Alertă în această dimineață la Rovinari. Un cioban a fost găsit lat la pământ, căzut lângă benzile transportatoare de cărbune de la marginea orașului Rovinari. Au fost alertate imediat autoritățile, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și, potrivit primelor informații, se pare că acesta a suferit o criză de epilepsie și i s-a făcut rău. Polițiștii au făcut și ei cercetări, însă nu au fost descoperite urme de violență pe trupul bărbatului.